Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de mucenici moldovenești. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Într-un bol vom pune 180 de ml de lapte călduț, peste lapte adăugăm 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame de drojdie proaspătă, 30 de grame de zahăr, vom amesteca totul bine și vom lăsa să se odihnească compoziția timp de 5 minute. După 5 minute vom adăuga 2 ouă întregi și le vom amesteca foarte bine. Dacă doriți să obțineți mucenici mai dulci, trebuie să adăugați mai mult zahăr. Acum vom adăuga și 50 de grame de unt topit, apoi vom adăuga și 100 de grame de smântână sau iaurt. Acum vom adăuga și făină cât cuprinde, eu am folosit în jur de 500 de grame. Trebuie să frământăm aluatul timp de 10 minute. Eu am folosit un mixer cu bol, dar puteți să frământați aluatul foarte bine și cu mâna. După aproximativ 10 minute de frământat, vom adăuga și 50 de ml de ulei și vom mai frământa totul bine până ce se va încorpora și uleiul. Ne vom ajuta de puțin ulei pentru a lucra mai ușor cu aluatul. După cum vedeți, la sfârșit trebuie să obținem un aluat destul de moale, dar care să nu fie foarte lipicios. Acum vom transfera aluatul înapoi în bol, îl vom acoperi cu o folie de plastic și îl vom lăsa la dospit timp de o oră într-un loc călduț. După aproximativ o oră, aluatul a crescut foarte bine, acum îl vom scoate din bol și ne vom ajuta de puțină făină pentru a lucra mai ușor cu el. Pentru a obține mucenici cât mai egali, eu am folosit un cântar de bucătărie și am cântărit fiecare bucată de aluat. Puteți să-i faceți mai mici sau mai mari după preferință, fiecare bucată de aluat a cântărit între 105 și 110 grame. Acum trebuie să dăm formă mucenicilor. Îi puteți forma în mai multe variante, eu vă las 3 variante și care vi se pare mai simplă sau mai la îndemână o puteți folosi. Odată ce am pus toți mucenicii într-o tavă, trebuie să-i acoperim cu o folie de plastic sau cu un prosop de bucătărie și să îi lăsăm la dospit încă 20 de minute, timp în care vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade. După aproximativ 20 de minute, vom îndepărta folia de plastic și vom unge mucenicii cu un gălbenuș de ou. Acum trebuie să introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25 de minute sau până când mucenicii sunt copți. Acum ne vom ocupa de sirop, de aceea vom avea nevoie de 100 de ml de apă călduță și de un pliculeț de zahăr vanilinat. Mucenicii s-au copt, imediat ce am scos din cuptor, cât timp ei încă sunt fierbinți, îi vom însiropa cu siropul pregătit anterior. Acum îi vom acoperi cu un prosop de bucătărie și trebuie să îi lăsăm să se odihnească pentru jumătate de oră. După jumătate de oră, mucenicii s-au răcit, după cum vedeți, ei sunt foarte pufoși. Acum trebuie să îi ungem cu miere. Deasupra peste mucenici putem presăra nucă măcinată sau fulgi de cocos. Și priviți cât de bine arată mucenicii, eu vă recomand această rețetă cu mare drag și sper să o încercați și voi cu prima ocazie. Și dragilor, am ajuns și astăzi la finalul rețetei, eu sper că v-a plăcut rețeta mea, iar dacă e așa, aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și să dați un like acestui clip. Vă aștept și pe Instagram, dacă doriți să mă urmăriți și acolo, mă găsiți cu numele de e.gustos3. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez cu drag!